Cuși face mingea pentru centrare, pare bună pentru Elec, preluare pe piept și este gol! Elec înscrie împotriva fostei sale echipe. Primul gol marcat de Robert Elec în Liga 1 din octombrie 2016 încoace. Aproape un an și jumătate a trecut de când Elec n-a mai marcat în prima ligă din România. Este o fază dusă bine de Drăghici în prima fază, apoi centrarea ideală a lui Popescu pentru Robert Elec, care inițial cred că a fost tentat să dea cu capul acolo, apoi vede că îi vine mai bine de atât mingea și că și-o poate prelua pe piept. Ceroni